Astra a condus întreg turul campionatului Ligii 1 la fotbal și și-a luat la revedere de la primul loc, după meciurile directe cu Steaua în care a pierdut prima poziție. La câteva puncte în urma steliștilor, giurgiuvenii au sperat într-o minune, dar minunea s-a întors împotriva lor când în meciul cu Oțelul, Astra a ratat un penalti și a pierdut două puncte deosebit de importante. Acum steliștii au 58 de puncte în clasament, iar giurgiuvenii doar 50 și cele 8 puncte diferențe i-au făcut pe cei de la Astra să renunțe la țelul de a câștiga campionatul. Ați pierdut un punct. Două puncte cu Oțelul, s-a pierdut și lupta la titlu? Am spus mereu că Steaua rămâne principala favorită, indiferent de ce am fi făcut noi în această seară. Imediat după meciul cu Oțelul, comentatorii sportivi au apreciat că punctul obținut de Galați înseamnă de fapt două puncte pierdute de Astra. Marele câștigător după acest rezultat fiind Steaua. Help Steaua? No, we help ourselves. Ați ajutat Steaua? Nu, ne-am ajutat pe noi. Nu mă gândesc la Steaua. Pentru mine, cel mai important este că ei încă nu sunt campioni. Sunt campioni? Nu. They are champion? No. În lipsa altor perspective, cei de la Astra speră la cupă. Noul antrenor Florin Marin are ca obiectiv principal câștigarea Cupei României. Asta înseamnă că Astra să treacă de Petrolul, apoi într-o eventuală finală de Steaua sau Dinamo. Primele meciuri din semifinale sunt Petrolul cu Astra, miercuri 26 martie, apoi Steaua cu Dinamo pe Arena Națională, joi 27 martie. Urmează meciurile din returul semifinalelor pe 15 și 16 aprilie.